Hei, iată că am apărut cu partea a doua a prezentării căsuței mele tradiționale de la Bălteni din județul Vaslui, care se numește Colțișorul meu de altă dată. M-am bucurat să văd că v-a plăcut ce v-am arătat și că vă interesează trecutul, tradițiile noastre românești. Așa că astăzi o să continuăm pe aceeași filieră și o să vă prezint în continuare căsuța. Și după cum vedeți foarte bine în spatele meu, deja m-am așezat într-una dintre camerele căsuței, însă până atunci vreau să vă zic ce am mai făcut între timp. Pentru că a durat ceva timp până să postez partea a doua, am avut ceva treabă. Mai exact, am filmat un clip aici la colțișorul meu de altă dată și am să vă las un fragment chiar acum. Să dei cu gheată și cu scântei, să ardă creșmile toate și așa să-mi fac dreptate. Da, oar Dumnezeu să dei cu gheată și cu scântei, să ardă creșmile toate și așa să-mi fac dreptate. Sper că v-a plăcut micul meu fragment dinainte. Dacă vreți să vedeți tot clipul, e încărcat pe canalul meu, se numește Să ardă creșmile toate și e un clip filmat aici, în colțișorul meu de altă dată, pe prispă, sub cerdac, alături de prieteni buni. Și să știți că a fost o ploaie infernală în ziua aceea, dar spre finalul zilei am prins ceva soare, așa că am filmat videoclipul. Și e primul meu videoclip filmat aici la căsuță. E un clip realizat de către fratele meu, pentru că mai nou fratele meu Andrei s-a apucat de videografie. Așa că dacă vreți cumva să vă faceți un clip, nu uitați să ne contactați. Noi vă ajutăm și cu regie și cu montaj și cu orice nevoie. Dar gata cu reclama că deja laudă de sine nu miroase bine. Și nici eu nu sunt prea lăudăroasă de felul meu. Haideți să vă prezint ce a mai rămas din căsuța mea, adică cele două odăi. Sau poate facem numai o odaie astăzi și facem partea a treia cu cealaltă odaie. Și să începem! Și cei care ați stat pe la țară știți foarte bine că exista o cameră în care nu prea se intra. E bine, nu despre asta e vorba astăzi. Intrăm numai în cea care este cea mai locuită, cea mai caldă, cea mai primitoare cameră. Și anume, odaia de lucru. Pentru că mie îmi plac intrările mai dramatice, astăzi o să intrăm așa în cameră, ca și cum am deschide un portal către trecut, fără nicio altă tranziție interesantă. O să punem mâna pe clanță și vă invit în lumea mea. Aceasta este odaia de lucru. Este camera cea mai locuită a unei case țărănești. Este prima cameră pe care eu am amenajat-o și mi este cea mai dragă pentru că de aici a luat naștere visul meu și de aici a început să crească. Acesta este colțul de unde a pornit povestea noastră. Și la început aveam numai partea aceasta, aveam numai covorul acesta, nici măcar perdea nu aveam și războiul de țesut, pentru că eu în pandemie îmi doream să-mi creez așa un loc unde să pot să cânt, să fac câteva clipuri pentru Facebook, să nu-mi pierd așa din îndemânarea muzicală și vocală. Pentru mine era doar așa o idee de decor. Însă am început să ne dezvoltăm cu timpul. Prima oară am rugat-o pe bunica să coboare din pod războiul de țesut. Și imediat vă arăt și războiul de țesut. Este forma lui rudimentară, este al străbunicii mele și cred că nu a mai fost coborât din pod de vreo 20-30 de ani, dacă nu mai bine de atât. Haideți să vă arăt. Acesta este războiul de țesut. Cu stative, cu scripeți, cu ițe, cu soveică. Și aici un țolic demonstrativ făcut de mamaia mea. La început avea numai vreo două dungi, însă tot având oaspeți, el a început să se mărească. În principiu așa era întregul proces. Aici se făceau minunățile pe care le vedeți pe jos sau pe perete. Despre ele vorbesc. Așadar, acesta era începutul colțișorului meu de altă dată, un covor, un țolic, un război de țesut și o icoană cu prosop în colțul răsăritean al casei. Ah, și o lampă pe care am păstrat-o
aici. Și dacă vă întrebați dacă cumva știu să lucrez la războiul de țesut, adevărul e că nu prea știu. Nu prea am experimentat. Cât de cât am făcut câteva rânduri, însă n-am făcut decât să aleg rău rostul și nu mă mai bag pe aici. Însă o să chem pe cineva odată și o să facem un episod în care ne va arăta exact cum se țese la război, ce rost are fiecare element de aici și poate că o să facem un covoraș așa demonstrativ împreună. Noi am coborât războiul de țesut și îl ținem aici în permanență, însă pe vremuri femeile îl coborau cu pregădere iarna, pentru că atunci aveau timp să lucreze în casă și nu mai aveau de lucru prin curte. Și atunci iarna lua naștere bogăția și zestrea fiecărei țărânci. Zestrea, nu degeaba aminteam despre ea, pentru că este un element foarte important al vieții satului românesc. Fiecare mândruță trebuia să aibă o zestre cu care pleca din casa părintească către casa soțului său atunci când se mărita. Ei bine, și această strângere de zestre era pe parcursul întregii vieți, încă din momentul în care se năștea până în momentul în care pleca către soțul său. Anumite covoare sau lucrări, dacă le pot spune așa, din zestrea mândrii, aparțineau fie ei, erau lucrate de către ea manual, fie aparțineau mamei, pentru că și mama trebuia să dăruiască ceva fetei în momentul în care se mărita. Se spune că cine avea zestre mai bogată, era mai curtată, era mai căutată și avea șanse să aibă un soț mai bun. Desigur, tot având cam aceleași principii financiare, pentru că și el trebuia să fie bogat în momentul în care venea să ia o fată cu zestre mare. Nu cred însă că dragostea ținea neapărat cont de elementele financiare, de situația de acasă, ci ținea mult și de suflet. Și dacă doi tineri se iubeau, era posibil ca ei să plece în lume, indiferent că aveau vreun bănuț sau nu aveau nimic. De asta și legendele cu tinerii care își aleg alt drum față de cel pe care l-au ales cei mai în vârstă și aleg să-și trăiască povestea de dragoste numai ei doi. Dar haideți să ne întoarcem la ideile principale tradiționaliste, așa cum că fata și băiatul trebuiau să aibă zestre echilibrată sau zestre mare, așa că vă arăt o mini zestră, e o zestră în lucru. E nu numai zestrea mea, este zestrea tuturor celor care ați pus mână de mână și ați donat la colțișorul meu de altă dată obiecte pe care le aveați pe acasă și nu ați vrut să se piardă. Pentru că aici, într-adevăr, sunt păstrate cu sfințenie și sunt admirate de toți cei care trec pragul. În spatele meu puteți observa o ladă de zestre. Este lada de zestre a străbunicii mele, a aparținut dumneaei. Și am descoperit-o în beci. Între timp se puneau grâne în ea, pentru că nu mai avea farmecul acela. După ce a venit modernizarea, nu mai avea niciun rost să ții o ladă de zestre în casă. Uite că noi am scos-o și începând de vara trecută, lada de zestre a revenit la locul ei de cinste. Și are mai multe țolice. Trebuie să vă recunosc că am făcut o mini pauză. Da. Măsuța. Aceasta este măsuța tuturor plăcintelor pe care le-am mâncat în copilăria mea, pentru că aici se frângea aluatul și se transforma în cele mai bune bunătăți pe care le puteau face bunicii noștri. Am lăsat ouăle de la înălțare pe masă pentru că sunt prea frumoase și oricine ar veni aici trebuie să le vadă, exceptând faptul că nu suntem în nicio sărbătoare care să aibă legătură cu ele, doar așa pentru aspect. Bun, aceasta este o tigvă sau o tărtăcuță, este din dovleac și am primit-o de la învățătoarea mea pe care o iubesc și vreau să-i mulțumesc pentru acest cadou frumos. În tigvă se punea apă rece și se ducea pe câmp țăranilor care lucrau pământul. Multe strachini și căni pentru băut. Apă. Nu,
spun prostii, suntem moldoveni, suntem vaslui, avem vii și avem vin, vin bun. Și vinul, într-adevăr, este un lucru sfânt pentru că până și la biserică se folosește, așa că nu ne judecați. Vă așteptăm la un pahar de vin. Aceasta este covata. Și în ea, fie că se frământa aluatul și se lăsa la dospit, fie că se legăna pruncul. Și sunt case unde această covată era legată de grindă și a atârna așa ca un pătuț fus și fuior. Ca să toarcem lâna, ca să toarcem dorul. Să știți că pe acesta față de războiul de țesut știu să-l folosesc, dar nu vă arăt. E bine, pe aceștia vi-am arătat și în episodul anterior și v-am spus că sunt pentru scărmănată lâna piepteni sau arme albe, așa cum le-am numit eu. Am mai multe tipuri, aceștia arătau foarte, foarte rău, astfel încât a fost nevoită să-i vopsesc, pe restul nu i-am vopsit, doar i-am lăcuit. Iar acestea sunt alte suveici, și mai mari și mai mici, depinde de... modul în care voiai să lucrezi la război. Și arată o suveică în care încă nu s-a pus lâna care urma să fie folosită în țesut. Și așa arată una în care este deja introdusă. La noi se spune țăjie, dacă nu greșesc. Și ideea e că undeva aici se dă la o parte și poți pune fiecare ghemuleț de lână. Aia! Vin cu aici, că am o dilemă. Cum se numește asta? La noi se zice fus de letcă, de făcut țăjii. Fus de letcă, da? Țăjii, de făcut țăjii. Da, vă mai mulțumesc. Am plecat, la revedere. Unul de la Șuletea, de la prietena mea, Dumbrăvița, n-am apucat însă să îl facem, e abia luat și încă nu l-am recondiționat. Dar e frumos și el. Asta este râșchitorul. Lampa cu gaz. Desigur, avem și sticlă la ea. Pam, pam. Și femeile coseau la lumina lămpii. Iau de aici să nu se spargă. Asta este un chiup de umplut borș. Și stați o secundă să vă mai aduc un chiup pe care l-am primit de curând. Un chiup s-au făcut două. Așadar, în chiup se umple borș. Și la noi este zona de așa natură, de trebuie să mănânci borș, nu există o masă fără borș. Și este extraordinar de bun, mă declar fan, mai ales a celor de fasole și a celor de perișoare. Să-mi spuneți și voi acolo ce fel de borș vă place. În odaia de lucru avem o sobă cu plită și cu rolă, astfel de sobe erau nelipsite din casele țărănești. La noi în zonă, pentru că nu era foarte frig, nu există acea anexă a sobei pe care să poți dormi și să fie foarte, foarte fierbinte. Clima era de așa natură încât era mai permisivă și mai calmă iarna. Cred că fiecare dintre voi ați stat la sobă măcar o dată în viață, ați făcut cartofi pe plită, semințe de dovleac pe plită sau semințe de floarea soarelui. Mai avem câteva elemente din cameră de prezentat, dar o să las pe data viitoare. Dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, dacă aveți curiozități, dacă poate aveți completări, nu uitați să mi le scrieți acolo. Eu sunt deschisă la absolut orice critică, pozitivă sau mai puțin pozitivă. Până data viitoare, vă las cu bine. Sper să vă găsesc sănătoși și hai cu partea a treia!